Motivația noastră este unul dintre cele mai importante lucruri pentru că este motorul care ne pune în acțiune ființa. Adică toate gândurile noastre, acțiunile noastre, vorbele noastre au o motivație care pleacă de undeva din interiorul nostru. Nici o ființă umană nu face absolut nimic fără să aibă o motivație de a face acel lucru. În spatele fiecărui comportament, al fiecărui gest, al fiecărui cuvânt, există o motivație interioară pentru care noi facem acel lucru. Și da, așa cum spuneai tu foarte bine, motivația este mână în mână cu încrederea în sine și imaginea de sine. Ajungem cumva la maturitate sau datorită felului în care am fost crescuți, să avem această gândire inconștientă sau uneori chiar conștientă că trebuie să facem ceea ce vor ceilalți de la noi ca să corespundem. În copilărie făceam lucrurile pe care le dorea mama sau cercul nostru de apartenență, ceilalți copii, în școală făceam ce vreau profesorii, ne adaptăm la tot felul de modele de existență din exteriorul nostru, la diferite cutume sociale și ne direcționăm viața pentru ca să corespundem așteptărilor altora. Ceea ce vreau eu să-ți spun este că acest tip de motivație în care facem ceea ce ni se cere sau ceea ce ni se sugerează sau ceea ce am fost învățat să facem, se numește motivație extrinsecă, adică o motivație exterioară ție. De fiecare dată când vei acționa în acord cu această motivație extrinsecă, există mari șanse ca tu să trăiești o viață care nu ți aparține. Ideal ar fi ca până la vârsta de 18 ani, această motivație extrinsecă, adică felul în care te-au condiționat cei adulții din viața ta să faci anumite lucruri și ți-au influențat și determinat comportamentul, tu să o transformi într-o motivație intrinsecă. Adică dacă până acum ți se spunea că trebuie să faci sport ca să fii sănătos, de fapt, orice motivație exterioară sau extrinsecă începe cu acest trebuie să, sau ar fi bine să, sau fă așa ca să. Undeva la vârsta de 18, hai, maximum 25 de ani, e bine ca să ne interiorizăm motivația și sursa tuturor acțiunilor, gândurilor și vorbelor noastre să fie undeva în interiorul nostru, adică să avem o motivație intrinsecă. Din punctul meu de vedere, finalitatea sau un proces educativ care și-a atins obiectivele, mă refer aici la educația formală sau și informală, este atunci când reușim ca să transformăm această motivație exterioară într-o motivație interioară.